Deci de ce vă spun lucrul ăsta? Vino și vezi. Și iată ce spune Natanael, foarte iritat la vremea aia. De unde mă cunoști? Deci îl întreabă pe Iisus. E o provocare, e o provocare pe care o putem și noi pune lumii, o putem și noi pune lumii moderne, ruptă de realitate. De unde știi tu că 60% mai cred în Dumnezeu? De unde știi tu că 70% mai cred în Dumnezeu? De unde știi tu că 80% mai cred în Dumnezeu? Poate nu cred nici 10%. Poate nu cred nici 30%, nici 20%, nici 5%. Poate nici 1%. Dacă o iei după psalmistul David, psalmistul David are o replică în psalm care ori de câte ori o citesc, nu iau ca blestem, dar parcă o iau așa ca cumva ca un pamflet la adresa umanității. Și am căutat să văd dacă este cel ce face bine. Tot s-au abătut, netrebniți s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Și dă o replică din aceea care efectiv te rupe în două, pentru că are o expresie care pe de o parte te îngrozește, dar pe de o parte te pune pe gânduri. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pare simplu, nu? Deci vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Deci dacă a ajuns Dumnezeu, după ce a împlinit toată legea, să lucreze El din nou, că oamenii nu mai știu legea și o calcă sau o strică, e grav. Pentru că iată ce spune Apostolul Pavel în una din epistolele sale. Vai de cel ce va cădea în mâna Dumnezeului celui viu când se va judeca cu el. Pentru că tot el dă aceeași replică în Evanghelia lui Hristos, care vine și spune așa, de ieși cu pârâșul tău în ceartă sau neînțelegere, împacă-te încă cât ești pe cale. Nu du darul tău la altar până nu te-ai împăcat cu el. Apoi adu-ți darul la altar. Adică până nu ți-ai pus conștiința în ordine. Adică până nu ți-ai pus viața în ordine. Adică până nu ți-ai pus mintea și tot ce te frământă interior în ordine. Nu încerca să-L prostești pe Dumnezeu. Nu-i adu niciun dar. Pentru că uite ce spune, uite ce spune acolo în cântarea la râul Babilonului. Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin? V-ați spus vreodată întrebarea? Ce ar înțelege? Sau hai să fac altceva. Să ai o cameră ascunsă și să obligi un ateu să citească acatistul unui sfânt? Ele, acatistele, sunt așa niște rugăciuni naive, ca să spun așa. Au în ele și dogmă, și poveste, și laudă, și bucurie, și un fel de emancipare care te tresaltă. Bucură-te că ai învins focul, bucură-te că ai învins moartea, bucură-te că ai suferit durerea. Auzi, mă bucur că sufăr, da? E o mare taină. Aș vrea să-l văd pe ăla care se bucură când suferă. Că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Ce-ar simți el când ar citi o rugăciune de genul ăsta? El care nu crede, ce-ar spune? Dom'le, într-adevăr, creștinii ăștia sunt o rasă de oameni scelerați mental. Cum să te bucuri de rele? Dar dacă te duci să vezi ce spune într-o paru unui sfânt, adică în cântarea unui sfânt, găsești. Căci nu caută la trup care este trecător, ci poartă grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și împreună cu îngerii se bucură astăzi preacuvioase Părinte Duhul tău sau preacuvioasă Maică Duhul tău, dacă este sfânt sau sfântă. De ce v-am dat acest exemplu? Puțini sunt cei care ar putea împlini cuvântul Scripturii care zice cel ce își va câștiga sufletul în lumea aceasta îl va pierde sau și-l va cruța, adică cel ce nu vrea să se implice în problema de mântuire.
Dar cel ce își pierde sufletul în lumea aceasta, pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela îl va mântui. Și cineva va zice, dar ce sunt eu atât de naiv să cred în niște lucruri care nu se văd, în niște lucruri care nu se aud, în lucruri care nu se pot pipăi, lucruri care nu pot fi cu certitudine atinse sau pricepute sau văzute sau consumate sau palpate și să las ce? Ceea ce văd? Da. Acum ai dat 10 milioane pe cea mai grozavă haină. Dar în 2 ani e veche, nu mai e în ton cu moda. Acum ai dat sute de milioane pe cea mai grozavă mașină. La primul accident, un morman de fiare vechi, cu tot cu emblema Star sau cum se cheamă, Mercedes. Ei, acum ai dat mii de milioane pe o podoabă, sau cum ai văzut că e moda aceasta cu juvaierul din astea scumpe, care costă o grozăvenie de bani. Ei, dacă ți l-a furat cineva, e nimica. Dacă s-a stricat, e nimica. Dacă s-a distrus sau l-ai pierdut, e nimica. Dar sufletul e în tine. Ăla permanent este în tine. Eu am zis odată în glumă, îi cer scuze lui Dumnezeu, că dacă ar fi... N-ai voie să intervii în liberul arbitru, vedeți? Asta e toată învățătura dreptei credințe și asta e toată măreția lui Dumnezeu. Că poate ierta la infinit păcatele mărunte a oamenilor mici. Și tot același Dumnezeu iartă cu foarte mare justețe și greutate păcatele cele mici a oamenilor celor mari. Pentru că ceea ce nouă ni se pare păcat animalic sau grosolan, vedeți, noi în general mergem pe... Noi în general în ortodox, dacă vă grăbiți, eu oricum nu vreau să termin, că mai am treabă. Noi în general în ortodoxie mergem pe câteva elemente simple. Părinte, nu scurvar, nu fumez, nu beau, sunt cinstit, sunt corect, sunt moral, nu mă cert cu nimeni. Da, aceasta se cheamă viața morală. Până aici suntem buni. Deci din punct de vedere moral corespundem. Dar din punct de vedere sufletesc, ce facem cu mândria, cu încăpățânarea, cu răutatea, cu ambiția, cu disprețul, cu ignoranța, cu luatul peste picior, cu privitul în zeflemea față de ceilalți, cu jicnitul, cu persiflatul. Și alea sunt păcate. Și tu spui că sunt mici. Așa e firea mea. Da, dar noi cu firea lucrurilor ne luptăm. Dacă vei deschide Filocalia și vei întreba ce este monahul, este sila firii, adică întoarcerea firii în dărăt, din rău bun, din încăpățânat blând, din iute răbdător și așa mai departe, tocmai aici vei vedea esența ortodoxiei. Că sfinții se înălțau cu gândul și aveau șansa să piardă raiul, iar Dumnezeu pe păcătoși și simpli nici nu le cere prea mult decât fapta bunătății și a milostenii și îi bagă în rai cu grămada. De oară de ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Ca să ne arate nouă cât de mici suntem în fața unui adevăr dumnezeiesc. Uite ce îi se pare interesant aici lui Natanael în Evanghelia de astăzi. Îl întreabă pe Hristos așa, de unde mă cunoști? Și iată ce îi spune Hristos. Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Unii ar crede că pe Natanael l-a chemat Filip. Nu. Filip l-a chemat pe Natanael ca să-l vadă pe Iisus. Și zice, te-am văzut când erai sub smochin. Cred că voi mai fi povestit vreodată. Ce-i povestea asta cu smochinul? Când Irod ucidea copiii de 2 ani și mai jos, mama lui Natanael, dacă el trebuia să ajungă apostol, l-a învelit într-o hobotă din asta, cum se spune, într-o pătură, ceva l-a pus într-o învelitoare. Și cum în Ierusalim, acolo totul e vegetație la pomii ăștia care cresc ca tufele așa, și fiind vreme de ploaie, era vremea înverzirii, că era iarna, și acolo e vremea umedă, l-a aruncat la poale unei tufe de smochin și frunzele l-au acoperit pe prunc. În schimb, Dumnezeu a făcut ca pruncul să nu sufle o vorbă, că putea să scâncească. Au trecut soldați, au tăiat tot împrejur și Natanael a rămas viu.
Ei, lucrul ăsta l-a povestit mama când a fost mai mare. Era secretul care îl știa el cu mama lui. Și el rămâne foarte surprins că învățătorul îi spune această taină. Ca și cum ai ști tu de la mama ta că atunci când aveai 2 ani era să te nădușe că a dormit pe tine și a dat seama că tu te zbădeai. Și măi, când erai micul, eu îți dam țâță, era să te nădușe când dormeai. Și tu ții minte că ți-a povestit mama lucrul ăsta. Și rămâi mirat când unul străin îți spune, bă, dar eu te știu pe tine. Când erai mic, era să te nădușe, mă, îți dai seama că îți sare inima. Ei, și el atunci foarte surprins spune că Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică faptul că ai știut lucrul ăsta care n-avea nimeni de unde să-l știe, păi chiar că ești om mare. Cum spunem noi azi, părinte, m-am dus și mi-a spus totul despre mine. Astea sunt infecții, ce se spune astăzi. Și am să vă spun de ce. Și ortodoxia noastră astăzi trece printr-un proces de mutilare spirituală. Ce înseamnă mutilarea spirituală? Stăpânii valorilor spirituale, pentru că aceștia sunt episcopii, preoții, diaconii și învățătorii legii celei noi, nu sau nu vor să facă diferența între pietisme, adevăruri, sclifosisme, invenții. Eu, de exemplu, când vine cineva și îmi spune o minune de asta, îi spun, zic, bine, lasă-mă să mă gândesc, să mă rog, să văd ce-mi descoperă. Mi-e rușine să-i spun că a spus o prostie. Și când vine data viitoare, ca să nu înțeleagă, îi spun așa, mai roagă-te, dacă se mai repet o dată de la Dumnezeu, dacă nu poate, a fost o coincidență. Nu trebuie să o iei nici de bine, nici de rău.